Tuturor, bine v-am regăsit, Gorj Obiectiv, alături de mine în studio sunt domnii Adrian Roveța din partea Partidului Național Liberal Gorj. Bună seara, bine ați venit, domnule Roveța. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră. Ne bucurăm și de prezența domnului Robert Bugă din partea Partidului România Unită Gorj. Bună ziua, bună seara, bine ați venit, domnule Bugă. Bună seara, mulțumesc. Am venit prea devreme la serviciu și nu știam că e deja noapte afară, stimați invitați. Vorbim despre ceea ce se întâmplă în plan local vis-a-vis de scena politică. Ați văzut și dumneavoastră războiul din Partidul Social-Democrat, care a izbucnit ca urmare a modificărilor listelor venite din partea centrului. Deja două persoane considerate de unii foarte importante, gen Ion Călinuiu și Ion Ciocea, care de altfel sunt și singurii candidați independenți din județul Gorj, au aruncat lucrurile în aer. Sigur că întrebarea este ce urmează acum să se întâmple din punct de vedere politic și cine are de câștigat ca urmare a faptului că se tot discută despre varianta în care o parte din primarii social-democrați nu ar mai trage cu Partidul Social-Democrat. Domnule Roveța, dacă îmi permiteți începutul dumneavoastră. Oricum, pe mine nu pot să zic că mă bucur. Noi am vrea să câștigăm alegerile în județul Gorj prin ideile pe care le promovăm noi și prin programul pe care îl vom expune în săptămânile viitoare. Într-adevăr, este un moment în PSD care tinde să ne favorizeze pe noi, cei de la PNL. Dar nu trebuie să nu luăm în calcul faptul că există totuși un adversar, este PSD-ul, și asta nu înseamnă că vom lăsa armele jos. Vom merge cu ce avem noi mai bun în alegerile astea și eu zic că vom demonstra oamenilor din județ că suntem singura forță politică majoră din județul Gorj care propune lucruri concrete pentru a ne promova politice. Acum, despre ce lucruri concrete, foarte clar, nu putem să văd că nu am în memorie niciun astfel de lucru concret, dar o să avem timp de-a lungul emisiunii să ne spuneți despre ce lucruri concrete vorbiți dumneavoastră, că nu ne sunt în clar. Da. O să-i dau șansa și domnului Robert Bugă. Domnule Bugă, cine credeți că va profita de situația din PSD? Permiteți-mi să cred că acesta este doar un spectacol foarte bine regizat. Nu cred deloc în revolta din PSD. Adică? Explicați-ne un pic, că adică, e interesant ce spuneți. Înainte, cu 2-3 săptămâni, să zic, majoritatea primarilor PSD nu erau foarte mobilizați. Erau împărțiți în diverse direcții, aveau deja calcule făcute, să bucure pe toată lumea, să dea și în stânga și în dreapta câteva voturi, pentru că așa se face la parlamentare. Acum, Liviu Dragnea cu Victor Ponta și cu cine ar mai fi făcut strategia asta, s-au gândit să împartă în două tabere, tabăra Cârciumaru, tabăra Călinoiu, ca toți primarii, unii obedienți lui Florin Cârciumaru, ceilalți ai lui Ion Călinoiu, să tragă la maxim, să tureze motoarele la maxim, adunând voturi și de o parte și de cealaltă. Este singura șansă ca PSD-ul să aibă 3 deputați, forma de 2 de PSD și unul independent. Deci eu nu cred deloc senatori. În aceeași... Nu, Ciocea. 2 senatori nu. Nu se pune problema de senat. Domnului Ciocea îi trebuie vreo 70.000 de voturi, cred. Da, 50%. 60.000, să zicem, cel mai puțin. Imposibil. Da, e foarte imposibil. Mult. Deci, în opinia dumneavoastră, în scenariul și nu beneficiază de redistribuirea voturilor. Exact. Adică da. Nu va beneficia. Da. Independenții nu beneficia. Senatul este imposibil să-l câștige, însă Camera Deputaților... Deci, în varianta dumneavoastră, Ion Călinoiu are șanse pentru că așa trebuie. Da. Credeți în scenariul domnului Bugă? Nu e plauzibil? Nu, știți de ce nu cred? E un scenariu, într-adevăr, dar eu tind să cred că tot ceea ce s-a întâmplat cu ultima zi de depunere și cu tot tăvălugul ăsta de a depune lista și a pune candidații așa pe ascuns, cred că a pornit mai demult. Și haideți să vă spun părerea mea, ce cred eu că s-a întâmplat. Știți bine și dumneavoastră, la un moment dat a fost acea problemă a lui Cârciumaru cu vânzarea vilei acelea de la Rânca. A venit DNA-ul, au venit mascații, au luat documente de la primărie, au luat documente de la Florin Cârciumaru de acasă. Mascații vin odată, ia documente. A doua oară,
deja ridică persoane. Eu cred că ăla a fost momentul în care Florin Cârciumaru și-a dat seama că trebuie să încerce cumva să își găsească o imunitate. Asta este, acum, asta nu este, asta este scenariul pe care dumneavoastră vorbiți. Parlamentul nu te salvează de pe Florin. Exact, știu, și asta mai spus și eu. Asta mai spus și eu. Unor parlamentari li se ridică imunitatea pe loc, altora nu li se ridică. Domnul Rovența, haideți să vă spun de ce cred eu că este o regie. Am văzut și eu cum se desfășoară ședințele PSD, ce atitudine au membrii importanți din PSD și eu am văzut tot timpul la PSD o disciplină mai ceva ca în armată. Păi dumneavoastră îi vedeați pe cei 5, 7, 8 primari, nu îi vedeați nici la ședințele locale să ridice capul din pământ, dar uite se duc ei la București peste Dragă. Pentru că aveau susținerea lui Ion Călinoiu. Să fim serioși. Ei erau bineînțeleși, bada Robert, erau bineînțeleși. De fiecare dată când se intra într-o ședință, legăturile, ședințele sunt doar o întâlnire până la urmă. Legătura este continuă între președinții partidului și primarii din interiorul acestuia. Sau de către oamenii influenți, ca să zic așa. Că până la urmă președintele... Cred că acei primari aveau tupeul să facă chestiile astea pe bune, să ducă la o poartă PSD. Robert, să ne gândim în felul următor. De fiecare dată când ei au avut nevoie de fonduri pentru o completare, știți cum se face odată la câteva luni, se mai completează fondurile la primărie de la Consiliul Județean. De fiecare dată i-au primit banii aceia din pixul lui Ion Călinoiu. Nu mai există Cărciumaru, la Consiliul Județean. Dar sunt niște datorii morale care și nu, nu, în ascultare, în politică nu există acest datorii morale, nu există cultul pragmatism și atât. Ba, eu cred, o perioadă atât de lungă. Sunteți din politică, foarte mulți... să fiți mult mai practic. Da, nu poți să-i fii dator la nesfârșit unui om care la un moment dat te-a ajutat, de altfel nu te-a ajutat, tu l-ai ajutat și ți-a mulțumit. Foarte mulți dintre primari au 3, 4 mandate, 5, așa? Poate chiar 6 mandate, unii dintre ei. Ciocea. Au o prietenie legată cu omul ăsta. Da, și cu Florin Cârciumaru au. Domnul Roveț, deci și-au luat mâna de pe Ponta în secunda 2 când n-a mai fost președintele PSD-ului. Sigur că da. Nu se pune. Nu, acolo a fost jocul, a fost direct de la București. Deci în politică nu se vorbește decât de trăzare și de interes. Lui Ponta. Mai știți cum s-a dus Cârciumaru cu zâmbetul pe buze că îl susține pe Dragnea. Păi da, vezi că până la urmă omul care ți-e aproape îți este prieten, da? Păi nu văd, mă refer omul de mă refer prieteniile adevărate. Mai apropiați erau ei de Călinoiu decât erau de Ponta. Ponta era la București. Ce-i drept? Eu zic că totuși mai sunt și unele relații umane. Și între Călinoiu și primarii lui, primarii PSD-ului, s-au format niște relații. Eu zic că Cârciumaru n-are nici 5 primari din județ. Deci eu spun sincer. Nu cred că are 5 primari alături. E imposibil să nu aibă control asupra partidului. Nu e vorba de control. El a făcut-o acum, cred că a înghițit un pește mai mare decât putea. A încercat să-l dea la o parte pe Călinoiu și o să trezească cu spatele descoperit. N-are cum. Până la urmă, chiar dacă eu nu sunt nici pe departe un simpatizant al domnului Cârciumaru, dimpotrivă, este principalul motor al partidului. Adică dacă ne uităm la numărul de voturi pe care le ia PSD-ul din 4 în 4 ani, Cârciumaru aduce un procent semnificativ. Da, pentru că este pentru că e primar la Târgu Jiu și are Cârciumaru nu controlează o primărie unde sunt 500 de voturi sau 300 sau 400. Eu zic că primarii și cum să zic că ce să mai zic că primarii vor sta în spatele lui Călinoiu. Eu așa zic. Dar pe de altă parte, domnule Rovența, omiteți faptul că forța unui om este dată de oamenii din spatele lui, de oamenii dintr-un partid. PSD-ul a demonstrat că de oricine ar fi condus, poate reprezenta o forță. Iar oricine a reprezentat la un moment dat o forță în partid, plecat odată din PSD, nu mai reprezintă mare lucru. Nu și în cazul de față. Păi aia 6.000 care au semnat au mai semnat pentru alte 3-4-5 persoane. Strânse în ziua respectivă. Am înțeles, pentru că noi avem reprezentant. Măcar atât să fi făcut primarii. Pentru strângerea semnăturilor. Restul nu mai contează. Deci noi avem reprezentant la Bej. Și chiar astăzi m-am întâlnit cu el și l-am întrebat. A contestat cineva. Faci, bă frate, știi cum sunt semnăturile? Sunt pe bune. Pentru că dar bineînțeles că trebuie să fie pe bune. Sau așa. Nu cred. Domnul Rovența, faceți un calcul matematic. Mobilizarea asta de la ora cât? De la ora 12 până la... Fantastic. Nu, cred că au început cu o seară înainte, pentru că deja îi înțeleseseră că... Bine, întrebarea este următoarea. Ce se întâmplă cu Ciocea?
Ciocea, primarul de la Bustuchin, candidează independent la Senat, în județul Gorj. Aceeași întrebare și o pune și prefectura. Avem un material pregătit, o să rog colegii din regie să-l difuzeze. Ce cazul este în atenția celor de la prefectura județului Gorj? Se analizează și urmează să se ia o decizie. Își pierde sau nu își pierde Ciocea calitatea de primar de la Bustuchin? Materialul după care comentăm imediat în studio. Prefectul de Gorj a vorbit despre verificările făcute de instituție în cazul Ciocea. Am observat această situație și departamentul juridic analizează legislația din domeniu și vă vom spune un punct de vedere. Paraschivu a mai precizat că speța nu a mai fost întâlnită până în acest moment. E o speță nouă, cele două spețe clare care existau este când își pierde calitatea de membru al unui partid politic, fie prin demisia proprie sau prin excluderea din partid. Ori aceasta este o situație de candidatură ca independent și să vedem cum este reflectată în legislație. Ion Ciocea a decis să candideze ca independent la alegerile parlamentare după ce a fost scos de pe lista PSD. Da, cazul este în atenția juriștilor de la prefectura Gorj. Ce credeți despre lucrul acesta, domnule Bug? Adică poți să fii cu piciorul în două părți și independent și în regimentat politic, totuși. Cum spunea colegul meu Adrian înainte să intrăm în emisie, atâta timp când nu încalcă statutul partidului, pentru că n-am știut niciodată statutul partidului. Adrian, dar și de la PSD n-au dat un răspuns, hai să ne înțelegem. Tocmai. Deci probabil nu încalcă statutul partidului și are voie să candideze ca și independent. Dacă s-ar fi înscris în altă formațiune politică, atunci automat își pierde calitatea de membru și pierde mandatul de primar. Dar probabil nu încalcă statutul candidând ca și independent și își va vedea de treabă. Dacă un primar de la PNL ar face același lucru și ar pierde statutul dumneavoastră, ce spune? La fel? Cred că chestia asta este chiar și în legea electorală. Dacă te înscrii într-un partid sau de fapt cea mai nouă adeziune este cea valabilă. Așa este. Da? Probabil și în cazul nostru, deși nu cred că va fi vreodată cazul, dar cred că la toate partidele se aplică aceeași chestie. În momentul în care nu ți-ai făcut o adeziune la alt partid, nu poți să-ți pierzi mandatul de primar. Calitatea de membru se poate pierde pentru anumite acțiuni pe care le iei împotriva imaginii partidului, etc. Dar în cazul acesta, neîncălcând statutul singur... Nu cred că sunt atât de drăguși la Partidul Social Democrat, pentru că declarații împotriva partidului au fost făcute, să ne înțelegem. Dar nu sunt atât de drăguți și de la PSD încât să-l excludă pe Ion Ciocea și Ion Ciocea să rămână cu mandat de primar și să rămână fără primăria Bustuchin. Ei încearcă să bage tot scandalul ăsta sub preș. Cei de la PSD încearcă să nu creeze o nebunie din asta în interiorul partidului, pentru că odată dat afară Ciocea, s-ar putea să-i enerveze mai rău și pe ceilalți primari. Ei totuși încearcă, de asta eu... Haideți ca să ne înțelegem, nu neapărat că ei reacționează sub impulsul momentului. Ei în general nu recurg la astfel de gesturi. Asta este un caz unic. Ei în general nu dau afară. Dumneavoastră sunteți mai drastici la PNL, care atunci când vă supărați imediat excludeți în consilier local și mai departe. N-am exclus decât în cazuri extreme. Păi asta zic și eu, ăsta este un caz extrem. Adică dar ei nici acum nu o fac. Ceea ce se întâmplă la ei este echivalentul unui război mondial față de ce s-a întâmplat pe la noi vreodată. Dacă le exclud pe Ciocea rămâne primar. Nici nu fac chestia asta pentru că probabil Ciocea chiar își dorește să rămână independent. Bineînțeles. Probabil că da. Din moment ce a ales să candideze, sunt convinsă că Ciocea a studiat foarte bine legislația și știe foarte bine ce... Niciun gest necugetat. Ciocea e un tip foarte bine documentat și omul nu reacționa. Adică el e un tip impulsiv, dar nici chiar așa încât să... Dar nu și-ar fi aruncat localitatea în haos, să refacă alegeri peste ceva timp. Nu-l văd în stare de așa ceva. Nu, eu cred că nu va fi, adică nu are nicio problemă din punct de vedere statutar. Bine, stimați invitați, au fost depuse listele, domnul Bugă de altfel este și candidat din partea Partidului România Unită la Camera Deputaților, sunteți pe primul loc. S-a încheiat perioada de depunere a listelor, așadar avem 11 partide care au depus listele la biroul electoral județean. O parte din aceste partide au listele incomplete.
singurii doi candidați independenți, după cum vă spuneam, sunt Ion Călinoiu și Ion Ciocea. Suntem în perioada de precampanie, da? Perioada în care, ușor, ușor, trebuie să vă intrați în mână. Este liniște totală. Putem să considerăm că este liniștea dinaintea furtunii? Categoric. Ce cred urmează? Cred că va fi cea mai dură campanie. În primul rând pentru că s-au împuținat numere, s-a împuținat numărul de parlamentari. Mai sunt decât 5 mandate șapte, de deputați și 2 de senatori. Lupta va fi acerbă. Iar tocmai datorită acestui motiv, cred că se va recurge la absolut toate metodele care ar putea genera. Vorbiți despre o campanie canibalică. Exact. La ce vă așteptați mai exact? Dumneavoastră în calitatea de candidat, repet. Eu la nimic. Ei se așteptă la multe lucruri pentru că eu... Ce le pregătiți atunci? Cred că sunt candidatul care are... Sau, mă rog, eu spun că n-am nimic, nicio controversă deasupra capului. În schimb, contra candidații mei, majoritatea au destule lucruri pentru care ar trebui să dea explicații. Dumneavoastră, când vă referiți la contra... La cine vă referiți mai exact? La partidele puternice sau vă uitați și mai jos de PSD și PNL? La, și ALDE și PMP. PMP, la ALDE. Aceste 5 partide sunt, de fapt, în joc angrenate. Cu ce sunt ei vulnerabili? Stați să înceapă campania electorală. Nu vreți să... Adică chiar îi lăsați să stea relaxați până în... Păi da. 11, da? Bineînțeles. Nu, da, nu cred că putem să... Adică la ALDE, de exemplu, nu știm cu ce sunt vulnerabili candidații. La PNL, spre exemplu, cu ce sunt și vulnerabili candidații? Și la PNL sunt foarte vulnerabili. O să vadă în campanie de ce sunt vulnerabili. E normală liniștea asta din precampanie, adică totuși este normală pentru că acum se duc ultimele lupte organizatorice. Este adică momentul în care dumneavoastră nu ați fi nu sunteți pasibili de amenzi. Nu puteți fi dați. Nu este vorba de o campanie ascunsă sau de promovări excesive. Nu. Vă dau exemplul meu concret. De o săptămână de zile umblăm eu și colegii mei prin toate localitățile să ne întărim organizații, să facem organizații noi, să acoperim toate secțiile de votare. Tocmai de asta n-am avut timp de, nu știu ce, dezbateri sau de intrat în polemici cu cineva. Cred că situația e similară și la celelalte, și la celelalte partide. Da. Domnule Roveța. Spuneați de liniștea dinainte de furtună. Eu sper și chiar mă aștept... ca unele dintre partidele serioase sau partidele care au propus oameni serioși pe liste, să producă o furtună a ideilor. Și mi-aș dori, chiar și de la Robert, să ne prezinte în campanie, nu acum, niște idei care, alături de celelalte partide care doresc binele județului Estuia, cum este și PNL-ul, să genereze un viitor mai bun pentru cetățenii județului nostru. Eu abia aștept să văd oamenii, și cred că nu vor fi mulți, cred că vor fi doar de la câteva partide, printre care și PNL, oamenii care vor propune niște proiecte fezabile pentru județul Gorj. Asta aștept și... La atacuri. La ce fel de atacuri vă așteptați dumneavoastră de la PNL? Cu ce vă considerați vulnerabil? Ați văzut că cei de la PSD și-au curățat lista. Ei spun, nu mai avem curățat lista. De rezolvat în instanță, pe rol, da? Și Victor Ponta la fel. Da. Și l-au asumat pe Victor Ponta. E că se poate decide. Și l-au asumat, dar asta nu înseamnă că exonerează de... Dar au două cazuri în minus în situații de genul acesta. Da, noi avem zero cazuri. La noi, la PNL, sunt zero cazuri. Ei au două în minus, au mai rămas cu două. Noi avem care zero. Două? Păi și Cârciumaru și Călină. Cârciumaru... Da, eu nu vreau să uit chestia aia cu înștiințarea făcută de către ANI, către DNA, cu Vila de la Rânca. Să nu uităm chestia asta. Noastră, cred că încercați puțin să dezgropați morții și să aduceți în atenția oamenilor chestiuni care deja au fost depășite. Eu nu cred vorbiți pe caz concret. Este cercetat de Agenția Națională de Integritate. Este cercetat, nu s-a... Nu s-a încă nu s-a definit. La noi nu e cercetat nimeni. La Călinoiu și la Ciocea lucrurile sunt clare. Nu e cercetat nicio...
Păi da, de asta da. Zic că e asta, avantajul asta spunem, bă, partidelor gen PRU, că nu are... Nu, e avantajul de... partidelor care încearcă să propună oameni care nu au probleme penale. Până la urmă, bă, un singur criteriu ar trebui să fie de bun simț în țara asta. Ăsta, unul singur, ăsta ar trebui să fie. Și tot ar fi ceva bine. Pentru noi toți. Măcar pleci cu un om la drum care știi că nu are niciun fel de probleme, care n-a avut nicio problemă în viața lui. Dacă pleci cu unul care știi că deja a avut o problemă, dar mai departe ce credeți că se întâmplă? Nu se întâmplă același lucru? Da, aici nu cred că e neapărat, sau nu e numai vina partidelor. Ați văzut și dumneavoastră locale că alegătorii n-au avut nicio problemă să aleagă oameni cu o grămadă de probleme penale. Deci, cum să vă zic, unele partide sunt și pragmatice. Ce să zică PNL? Gen PNL-ul? Am pierdut Râmnicu Vâlcea pentru că nu am vrut să, am vrut da, să da, mergem la, cu un la, candidat. La Maramureș și da. Ați propus-o pe mama actualului primar care a ieșit în... Da, din câte știu din eu, primarul respectiv n-a candidat la PNL. Nu, a candidat de la nu știu ce alianță. Nu, vreau să zic de pragmatism. Și adică vedeți că nu e al PNL-ului, al PNL-ului. Toată lumea l-a asumat, l-a trecut acolo pe lista PNL-ului, dar nu a fost pe... E mama lui. Nu, mă refer la alegerile locale. Iar mama, că e mama lui... Nu, este un om foarte bătăriu și din ce știu eu că e un primar bun. Nu pot să, nu pot să știu ce... Eu de mentalitatea electoratului. Nu da. Cred adică... că mai poate schimba foarte mult... Nu puteți schimba foarte mult opțiunea alegătorilor cu aceste chestii gen... Călinu, cu Ciumaru ar trebui să fie cercetat și așa mai departe. Nu am spus că ar trebui să... Nu, eu cred că instituțiile statului spunând, fac Doamne, fac a furat, dar măcar a făcut ceva. Și să știți că vor mai persista aceste mentalități. Deci să nu, niciodată da? Să nu credeți că în toată România toți se vor uita. Da, Robert, dar noi trăim aici în Târgu Jiu, și tu și eu. Și aproape toată viața am fost aici. Nu s-a schimbat nimic, nu avem o perspectivă bună la orizont. Da, da, aici dacă trebuie să ne uităm la realizări, nu dacă la avem un om care nu a schimbat cu nimic fața orașului ăstuia. Minusurile din punct de vedere al realizărilor, adică n-a făcut nimic, n-are nicio legătură. Păi, nu, mă refer pe lângă lucrurile ăștia. Dacă Ciumaru ar fi adus 10 fabrici în Târgu Jiu și ar fi avut 7 dosare penale, ar ieși cu 70% da. La vot. Probabil ai dreptate, dar la asta mă refer. Pe lângă faptul că nu avem nimic deosebit făcut în orașul ăsta, de către PSD, în frunte cu Cărciumaru, da? Și mai apar și acele semne de întrebare cu probleme legale pe care le are. Păi unde mergem, Robert? Suntem la pauza publicitară, revenim în studio. După câteva momente discutăm despre vizita lui Klaus Iohannis și a lui Dacian Cioloș aici, în municipiul Târgu Jiu. Au avut câteva întâlniri cu factorii de decizie din județul Gorj, cu liderii de sindicat din complexul energetic Oltenia. Mai multe după publicitate. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că alături de mine sunt domnii Adrian Rovența de la PNL și Robert Bugă de la PRU. Vorbim în cea de-a doua parte a emisiunii despre vizita lui Klaus Iohannis și a lui Dacian Cioloș în județul Gorj la sfârșitul săptămânii trecute. Spre deosebire de Cioloș, Iohannis a făcut poze la masa tăcerii, dar pe de altă parte a participat și la o întâlnire, considerăm noi, extrem de importantă, cu factorii de decizie din județul Gorj și cu lideri de sindicat din complexul energetic Oltenia. Pe lângă faptul că a vorbit de restructurare în ceea ce privește activitatea energetică și minieră din județul Gorj, a vorbit și de eficientizare și a vorbit, poate cel mai important, de mixul energetic. Mix energetic despre care se vorbește de câțiva ani în județul Gorj, dar care, iată că, nici până acum nu s-a făcut. Sigur că parlamentarii se bat acum cu cărămida în piept și că o să facă probabil un obiectiv în următoarea campanie electorală care va debuta în 11 noiembrie, din realizarea mixului energetic, susținerea în Parlamentul României, susținerea peste tot la București de realizarea mixului energetic, lucru pe care sigur ar fi putut să-l facă până în acest moment. Permiteți-mi să încep cu dumneavoastră, domnule Rovența, și să vă întreb cum vedeți, cum apreciați vizita celor doi, dat fiind faptul că Iohannis este unul de-a dumneavoastră, iar pe Cioloș, Dumnezeule, îl rugați în genunchi să vină la PNL. Eu cred că această vizită a fost
una care a demonstrat încă o dată că acești doi oameni, Iohannis și Cioloș, sunt niște oameni drepți și corecți față de toată clasa politică. Nu au venit cu partipriuri spre Partidul Național Liberal, au încercat să aibă discuții cu toate forurile de importante din județul Gorj și totodată ne-au arătat că le pasă de județul Gorj. Este prima dată în istoria României, în istoria Târgu Jiului, din totdeauna, când un premier și un președinte vin în același timp la Târgu Jiu. Este un eveniment istoric. Din ultimii 26 de ani. Nu. Când am mai avut președinte și premier? Pe formă de organizare. Pe timpul lui Ceaușescu. Nu, nici atunci era, nu s-a făcut. Deci, bun, ca să punem așa, primii cei mei doi importanți oameni din statul român au fost în același timp la Târgu Jiu. E un lucru care cred că arată un interes foarte mare pentru orașul și județul nostru. Și eu cred că e un lucru foarte bun. Domnule Buc, considerați că vizita celor doi dă așa un plus de valoare Partidul Național Liberal? Eu cred că atât Dacian, Julian Cioloș, cât și Klaus Iohannis au fost în calitate de agenți electorali, mascați, bineînțeles. Totuși n-au făcut politică. Nu au făcut politică, normal, trebuie să dea impresia asta de imparțialitate unui tehnocrat susținut de toate partidele, celălalt e președinte. Mai puțin de ALDE, cum spun ei. Da, mai puțin de ALDE. Cei drept ALDE nu i-a votat și nici PR-ul. Dar eu cred că a fost o vizită menită să ridice PNL-ul la Gorj, profitând și de scandalul acesta din PSD. Din păcate știi foarte bine, vizita asta a fost programată de mult timp înainte. Asta a fost un lucru care s-a întâmplat. Nu putem acum să credem că cineva și-a băgat cumva... S-a nimerit. Câteodată știi cum e, mai e și vorba aia, Robert. Aliniază și planetele. Vine Cioloș. Haideți ca să analizăm un pic. Vine Cioloș și vorbește despre susținerea modernizării căi eroilor. Da? Da. Cioloș, primul ministru al țării. Da. Proiect al lui Cârciumaru, despre care vorbește de atâta vreme. Deci asta demonstrează corectitudinea în politică. Așa. Deci vine primul ministru și vorbește asta. Să ne înțelegem foarte bine. Proiectele și programul, platforma primului ministru este însușită și de Partid Național Liberal. Bun. Când vorbește Cioloș, se reflectă în PNL, nu? Bun, e foarte corect. Și totuși susține un proiect local. Să ne înțelegem, e un lucru foarte bun. Da. Este un lucru foarte bun. Asta dar noi vorbim și despre efectul cetățenii. Politic. Da. Vorbim și despre efectul politic. Da. Asta era ideea. Da. Cei doi, din punctul meu de vedere, amândoi, și președintele și premierul, sunt oameni ai vorbelor. Au destul timp de când sunt instalați în funcție și n-au făcut absolut nimic. Eu înnebunesc când aud fanii Cioloș, domne ce premier extraordinar, și le cer, mă spunem, trei măsuri bune, trei, nu mai multe, că e premier de un an de zile, guvernul lui, și am numit toți miniștrii pe care au avut, spunem trei măsuri. Ia-ți domeniile, sănătate, educație, sport, vedem ce infrastructură, vedem ce fonduri europene, tot, spunem un plus. Toată lumea, păi, dar e om simplu, lasă-vă simplitatea. Spune-mi ce a făcut concret, pentru că e foarte posibil, în proporție de 90%, va fi premierul României încă 4 ani de zile. Pe mine, care sunt un tip destul de imparțial și nu sunt ipocrit, nu m-a impresionat cu absolut nimic acest prim-ministru, din potrivă. Încă o chestie care mi se pare destul de, nu știu cum să o numesc, la 100 de ani de la ofensiva armatei germane, știți, când târgujienii, prepondereni civili, au respins această ofensivă a armatei. Asta cred că e o glumă. Tocmai un neamț a venit să sărbătorească. Este român, Robert. Din păcate asta e. Asta trebuie să înțeleagă toți cetățenii. Și ai orașul ăstuia și ai țării. Eu l-am văzut. Suntem și mă deranjează România, asta. România. Eu sper Robert, să apuc vreodată Robert, să îi transmit asta. Robert, l-am văzut când merge Robert, de plăsările externe și vorbește în limba germană. Robert. L-ați văzut, nu știu, pe oricare lider politic, pe Obama să vorbească în franceză când în Franța, engleza este engleza este una din cele mai cunoscute limbi de circulație internațională. În Europa există foarte mulți șefi de stat care cunosc limba germană sau franceză. Nu vorbesc oficial. Depinde cu cine este într-o întrevedere, am mers prea departe, Robert. Trebuie să înțelegem, suntem oameni.
tu ca om acum nu poți să-mi spui mie că ești rasist. Nu suntem rasiști. Nu suntem rasiști. Sunt naționaliști. Haideți să ne înțelegem. Între rasiști și naționalist. Și naționaliști, eu consider, eu spun o părere strictă a mea. Consider că în toate războaiele importante pe care România le-a dus pentru integritatea ei ca și stat, au fost implicate în favoarea noastră ca țară toate celelalte etnii din România. Și asta este un lucru important. Fiecare dintre etniile respective, eu cred că și-a câștigat locul. Regulă, de aceea și respectăm. Dar de asta, ceea asta ce spunea n-are legătură, e altceva. E păcat să zicem a venit neamțul la Târgu Jiu. Cred că știu mai bine. Eu cred că este poate că vorbește în germană, poate e mult mai. Eu cred că este un român poate mai bun decât mulți alții. Da, e posibil, eu v-am spus că bine mă deranjează faptul că atunci când mergem. Dar te-ai fi bucurat să vorbească o engleză cum o vorbea Ion Iliescu în 90? Nu, 90, eu vreau să vorbească limba română, pentru că de asta e o armată de translatori. Știu, în orice sală de plen din Parlamentul European, din orice instituție, care știu, transmit mai departe ceilalți. Dar până la urmă, politica, știi și tu foarte bine, că este un joc, este o strategie. Te faci altcumva văzut, poate, într-o anumită zonă, dacă vorbești o limbă de circulație europeană, să zic, la momentul respectiv. Nu e un joc de pițipoance. Dacă ar vorbi germană și aș vedea fabricile nemțești cum vin peste noi, este atunci, un joc, dar, da, domnul Iohannis, dar poate vorbește în germană și vin fabricile franțuzești. Știi foarte bine că unii din cei mai mari investitori în România sunt francezii. Nu mă refer. Dacia. Hai să plecăm de la Dacia. Deci 20 de ani. Am dat un exemplu de investitori francezi în România. Și la Dacia ar trebui să verificăm cât îi subvenționează statul român. Poate vor mai veni și alți investitori. Până la urmă, ca și președinte, tu reprezinți imaginea statului la o întâlnire la nivel înalt. Cred că dacă reușești să joci bine cartea, nu poate să fie decât în folosul țării tale. Nu cred că a fugit niciun investitor de România când l-a auzit pe Klaus Iohannis. Nu, era vorba despre respectul față de țara ta. Despre asta vorbea domnul Robert. Față de limbă, față de popor. Cred că e dus puțin la extrem. E vorba de o întâlnire internațională unde fiecare vorbește una sau două sau trei limbi sau unii poate o vorbesc doar ca lor. Vorbesc limba lor maternă, limba lor oficială. Robert, depinde de întâlnirea la care a fost. Sunt mai multe lucruri. Aici intrează foarte împăcitor, domnul Rovența, vă văd așa foarte tolerant, că e în regulă față de Iohannis. Este președintele țării noastre, Robert. Corect. Este președintele României și îl acceptăm ca și președinte. Bine. Să vorbim despre proiecte, da? Ziceați că dumneavoastră la PNL aveți foarte multe, dar vă întreb pe dumneavoastră, domnule Robert Bugă, Partidul România Unită, probabil, așa cum ar fi cel mai normal, are un program de guvernare. Da. Cu ce începe acest program? Adică, întrebarea în definitiv este, ce le promiteți dumneavoastră oamenilor când veți merge în campania electorală? Păi, în primul rând, noi, Partidul România Unită, filiala Gorj, vom avea un program aplicat pentru județul Gorj. Pentru că e normal să susținem programul de la centru, în caz că vom ajunge la guvernare să susținem câteva proiecte și măsuri, dar noi trebuie să ne raportăm neapărat la Gorj pentru că problemele sunt unice, cred, în țară, da? Și trebuie să destinăm aceste măsuri tocmai gorjenilor. La nivel central, într-adevăr, deja este dat publicității programul nostru de guvernare, nu este detaliat încă, dar în perioada următoare va fi detaliat. Sunt 10 măsuri pro, 10 măsuri contra. Când spun contra, mă refer, de exemplu, ne opunem privatizării companiilor strategice, da? CEO, Hidroelectrica, care mai sunt. Ne opunem vânzării terenurilor agricole către străini. Știți că peste 40% din suprafața agricolă este deja în proprietatea străinilor. Deci sunt 10 măsuri contra. Sunt măsurile pro. De exemplu, vom acorda ajutoare de stat doar companiilor autohtone. Pentru că ați văzut, la noi vin multinaționalele, iau bani de la stat, da, bani dați de guvern, ne obligă să le cumpărăm și mărfurile în timp ce antreprenorii noștri mor de foame. Nu au piețe, nu au bani pentru investiții, n-au o bancă a lor la care să acceseze un credit de dezvoltare. Deci, întreprinzătorul român este pur și simplu sufocat. În al doilea rând, trebuie să ne axăm foarte tare și am vorbit cu colegii mei, există acel plan Juncker de la Comisia Europeană, care alocă fonduri uriașe, miliarde de euro. Acel plan Juncker are și un program numit NETS, care este destinat a angajării oamenilor care sunt în șomaj, deci care sunt de fapt șomeri, care au fost scoși din activitate. Noi avem un proiect
o să fie prezentat, care își propune să angajeze 100.000 de oameni care au rămas în afara locurilor de muncă. Să știți că la ce surse de finanțare sunt în momentul de față, numai dacă nu vrei, nu poți să faci câteva domnul. Aș vrea să... Da, imediat. O să fac observație și vă dau posibilitatea să spun. Aveți o problemă, domnule Bugă. Problema Partidului România Unită este aceea că în momentul acesta este reprezentat de oameni care au compus Partidul Social Democrat la un moment dat. Așa. Oameni care din poziția pe care au deținut-o puteau să facă toate aceste lucruri despre care dumneavoastră vorbiți. Probabil că va trebui să răspundeți acestor lucruri oamenilor cu care veți discuta. Am răspuns deja, dar cum ați răspuns? Știu oamenii câți oameni, câți foști PSD sunt la PRU? Nu cred. Se uite și la televizor. Vă spun, sunt vreo 12, din care cei mai mulți dizidenți. Dacă mă refer la Mihai Sturzu, Mihai Sturzu a plecat din PSD după ce la congresul sau la consiliul partidului s-a ridicat pe scenă și a zis lui Liviu Dragnea: domnule, dă-ți demisia că ești condamnat, pleacă din funcție. L-au dat afară. Dacă ne raportăm la Sebastian Ghiță, nu mai e membru PSD de vreo 2 ani și ceva, după ce la un alt consiliu de ăsta de-a lor sau ce au avut, s-a ridicat în picioare și a zis lui Iliescu: domnule, mai lasă-ne în pace. Lasă-ne în pace. Bine, dar câți din aceștia au inițiat proiectele despre care dumneavoastră vorbim? Toți au participat la conceperea acestui program de guvernare. Eu nu zic că e rău programul, să ne înțelegem. Eu zic că putea fi pus în practică. Sunt oameni foarte bine intenționați, dar cu 10 oameni care au venit la noi, nu puteai să treci proiecte. Noi am avut un deputat, Bogdan Diaconu, președintele România Unită. A depus, cred că, minim 40 de proiecte în acei 4 ani. Știți câte au trecut? Zero. Pentru că nu a avut majoritate. Nu l-a sprijinit nimeni. Ei, asta încercăm, să intrăm în Parlament și să trecem acele măsuri, să le transformăm în proiecte reale. Vreau să îi aduc la cunoștință lui Robert sau să-i aduc aminte. Vorbea despre locurile de muncă, programul care vor ei să-l propună. Una din măsurile pe care e în curs să le ia domnul Cioloș. Prima aceea de relocare pentru oamenii care vor să intră în câmpul muncii la o distanță mai mare de 50 de kilometri de casă. Super. Deci Gorj o să fie pustiu în următorii 4 ani. O să plece toți gorjenii în Hunedoara, în Alba. Nu, ideea este că asta, până la urmă, ocupă locuri de muncă autohtone. Da, dar nu aici. Nu creată. Nu aici, în Gorj, mă interesează Gorj. Ba da, și în Gorj. Păi unde? Că nu se creează nimic. Și în Gorj. Gândește că sunt județe pe lângă noi care o duc mai rău decât județul Gorj. Dacă este să ne raportăm la cei mai prăpădiți din țară, e trist. Ideea este alta. Până la urmă, depinde de autoritățile locale ce oportunități aduc investitorilor autohtoni sau din afară, ca aceștia să aleagă județul Gorj pentru a deschide un punct de activitate. Adrian, master planul de transport nu îl face autoritatea locală, îl face guvernul, da? Despre asta o să spun imediat. Că nici Cioloș, nici Ponta, nici care a mai fost, n-a reușit să străpungă și județul ăsta cu o șosea, da? De Doamne ajută, să ajungă până la granița de vest sau până la București. Noi nu putem să așteptăm investiții mari în acest județ. Exact aici vreau să ajung, Robert, și o să spun imediat. Tronsonul Pan-European 4, care va trece pe la Filiaș, este cel mai apropiat de noi. Una din măsurile pe care vrea să le propune PNL cu ajutorul tuturor celorlalți deputați și senatori din Oltenia, adică toate județele din Oltenia, pentru județul Gorj este un drum expres de la Târgu Jiu, care nu va trece prin localități sau prin zonele populate, un drum expres de la Târgu Jiu la Filiaș, care se lege direct de acest coridor 4 pan-european. Păi, dar de-abia s-a făcut. Păi, urmează să se facă, nu e finalizat. Asta este unul din cele mai importante puncte pe care noi le avem în strategia noastră locală. Vezi, pe lângă programul național pe care îl va propune PNL, în fiecare județ, Partidul Național Liberal lasă la mâna organizațiilor din județele respective să vină cu adăugiri de proiecte locale pe care ei să le includă în acest proiect național pe care îl vom propune. Ce frumos sună!
Sunt așa încântată de programele dumneavoastră. Da. Abia aștept să ajungeți în Parlament și să le puneți în vorbe serios. Cât de greu, doamna Manuela, spuneți-mi dumneavoastră acum, cât de greu credeți că e de făcut un drum de la Târgu Jiu, la Filiaș, un drum expres? Cât de greu credeți că este foarte ușor de făcut. Din gură. Deci este foarte ușor de făcut, nu. Și din gură și practic. Și practic, da. Dar când vine vorba de interesul. Nu sunt dealul. Domnul, nu vine să cred, vorbiți din filme. Doamna Manuela, deci vorbiți cât Gorjul nu este reprezentat de oameni în filmul ăsta peste câțiva ani. Care țin la acest județ, și eu cred la că vom trăi. Și nu se duc în Parlament și spun, domne, hai să facem o comparație. Gorjul, da, la ora actuală, ce oferă României? Păi 30 și ceva la sută din toată energia. Energia, da. Sibiu ce oferă? Păi salam săsesc, da? Păi aprinde tu cu salamul săsesc, becul 33% de... Da? Păi așa trebuie pusă problema, pentru că noi ne-am cicatrizat județul ăsta, dacă mergem prin zona Mergheara, ne speriem și n-am primit nimic. Atâta timp când noi trimitem numai ghiocei în Parlament care stau Robert, bade frica lui Dragnea. Știi și tu că cel mai ușor, cea mai bună metodă de a acapara puterea și de a ține sub control o masă de oameni este divide et impera, da? E, noi acum ne unim. Toate județele din Oltenia ne vom uni. Păi toate și PSD-iste. Nu mă refer, deputaților Partidului Național vor fi uniți. Și asta vei vedea că va da rezultate. Vreau să văd și un deputat PNL de la Dolj sărind în apărarea. Vei vedea că vom face o întâlnire regională, vom semna un acord între noi, organizațiile. Vei vedea că lucrurile vor căpăta o altă imagine. Asta duce un pic spre regionalizarea de care vorbește Cioloș. Și dacă se va întâmpla dezintegrarea României. Și dacă se va întâmpla această regionalizare, dacă orice schimbare, în orice formă de organizare, dacă este prevăzută din timp de factorii care participă la ea și este îmbrățișată într-un mod pozitiv, poate să aducă la lucruri bune. Regionalizarea nu. Robert, orice formă de reorganizare într-o firmă, dacă e bine calculată, îți poate aduce un profit mai mare decât dacă erai singur. Regionalizarea nu. Niciodată. Robert, vom și vedea. Vă spun pe cifre concrete. În primul rând să vedem dacă se va face, dar aici vorbeam de... Nu, dar știu că e un proiect asumat de Dacian Cioloș pe care îl susțineți ca și premier. Aici vorbeam, în primul rând, de faptul că ne stând divizați, vom avea o mai mare șansă să propunem proiectele din Oltenia pentru a fi aprobate de către următorul guvern. Eu dacă guvern. Ești deputat de Gorj, sunt promit sigur, că mă alătur deputaților PNL, sigur și noi, PSD, și noi dacă, vei avea o idee foarte bună, foarte tare, da. Cu cea mai mare plăcere. Până la urmă, de asta încercăm să facem. Uite cum se înțelege PNL-ul cu PRU. Nu, ne înțelegem ca oameni, se până pare la urmă. Foarte frumos, până la urmă, da. Ca oameni. Până la urmă, oamenii trebuie să candideze, să voteze candidatul. Dacă candidatul e bun, bine, dacă nu e bun, așa încântată sunt, abia aștept anul 2017 să ne fie mult mai bine. Trăim într-o fericire continuă. Eu cred că PNL-ul va reuși să facă, mai bine să propui lucruri pe care le poți face. Lăsați-mă să fiu sceptică, suntem la final. Lăsați-mă să am îndoielile mele cu privire la programele și la proiectele propuse de oamenii politici, nu mă refer la dumneavoastră Rovența și la dumneavoastră Robert Bucă, dar în general la clasa politică, care sigur că a dezamăgit masiv în ultimii 26 de ani. Oamenii pot să facă comparații. PSD-ul a guvernat țara... Cu nu, PSD-ul democrația? A guvernat țara 14 ani, da. PDL-ul 12, PNL-ul 10. Ce s-a întâmplat în România? Bine, și care e diferența? Haos. Explicați-ne. Păi niciuna. Nu e niciodată. Asta zic. Să pun accentul pe oamenii noi. Da. Păi da, bine, peste 60% din lista noastră sunt plină de oameni, sunt cu oameni. Suntem la final, dacă Iohannis e neamț, Cârciumaru, ce nație este? Ce a făcut Ponta pentru Gorj? Oricum, PSD-ul pentru toți gorjenii nu a făcut nimic decât hoție, spune un spectator. Este tânărul Bugă, îmi place, e mult prea sincer, nu a înțeles un lucru, oamenii ca el nu au ce căuta în politică decât dacă învață să mintă. Asta este realitatea asta tristă. Asta am pierdut și la locale, să da, trebuie să mai luați lecții de la PSD și la PNL. Este într-o organizație care nu are forța necesară. Eu am mai spus, mai bine și alegeau un partid de dreapta. Îi l-ați refuzat în Bugă, asta este... Mai bine și alegeau un partid de dreapta. Mulțumesc mult de toți, stimați invitații, cu drag și cu altă ocazie vă aștept aici. Mulțumesc doamnelor și domnilor, ne revedem mâine, toate cele bune!